Tatăl lui Dani a venit în casa Mireasa zilele trecute și le-au adus celor doi lui Dani și Daianei informații despre doamna Loredana. Se pare că nu e bine, încă nu și-a revenit, spunea tatălui Dani că două zile a plâns non-stop. Nu urmărește emisiunea, nici până când a venit în vizită spunea că nu mănâncă, a slăbit 13 kg, mi se pare foarte mult, într-un timp atât de scurt. Eu mi-amintesc niște discuții în care spunea doamna Loretana lui Dani că a fost foarte rău într-o perioadă când nu comunica cu nimeni, nu ieșea din casă sau cred că Dani a povestit asta, dar oricum era o discuție între cei doi despre o perioadă similară cu cea de acum din viața doamnei Loredana. Să sperăm că o să-și revină și că se va mai gândi dacă va veni în finală. Momentan, dumnei i-ar spune că nu, dar eu sper totuși să fie alături de cei doi, pentru că mai ales a făcut parte și dânsa din această experiență, din parcursul celor doi și ar fi păcat să rateze cel mai important moment din viața fiului său.